I'm a Jerry. Jerry, don't run, Jerry! Whoa! Ce snipe! Wow, nu știu cum am dat până mă întrebați. Sunteți pregătiți? Ce începere! Sunteți pregătiți să intrăm în lumea Minecraft Survival Games de pe mindplex.com, unde eu sunt un erou, nu știu dacă știți chestia asta, nu merge, chat este silent, să se vadă că sunt un erou. Nu uitați să apăsați butonul de la desigur dacă mai veți episoade în continuare de Minecraft alături de mine, alături de wow ce item am prins, alături de mine, desigur, pentru că știu că vă plac episoadele mele de Minecraft, desigur ne putem juca și împreună Minecraft dacă doriți chestia asta, mie chiar mi-ar face mare plăcere să mă joc cu voi, prinde toate chesturile, cel mai important lucru. Tot, nu lăsa nimic la fraier. Oh, pe unde cobor? Nu! Oh my god, am scăpat. Oh my god, pentru chestia asta se vor răzbuna zeii pe voi. Dă-i aici, dă-i. Ok, bun, bătut. Primul tip bătut, primul meu kill. This is shit. This shit is going to happen. Bun, nu știu dacă știți, dar s-a închis serverul. Dacă sunteți interesați de minigame-ul ăsta și vă place, s-a închis, ei bine, MCSG, serverul copilăriei, serverul vieții mele, pe care mă jucam ca un copil și aveam 1000 și ceva de meciuri și vreau să fac și 100 de win-uri și am făcut până la urmă, dar nu mai știu cum, și băgam hack-uri și eram un copil și eu, ce vreți? Ha! Lupu! Ah, n-am kit-ul cu lupu! Am uitat să iau kit-ul cu lupu! Mănâncă! Oh my god, asta va fi o luptă crâncenă, sunteți pregătiți băieți? Sunteți pregătiți? Avem amândoi fishing rods, sunteți pregătiți să vedeți aici? No. Haide, hai luptă-te cu mine dacă ești tare, dar nu ești. N-am lupul cu mine pentru că îl băteam, dacă aveam lupul, da, ce să fac. Dacă am uitat să-mi iau kit-ul cu lupul. Da, este, pe Mineplex e un pic diferit totul. Și, poți să intri în apă? Apa-mi te umora, mă rog. Pe Mineplex e un pic diferit totul, după părerea mea este mai interesant decât pe Hypixel. Pentru că, bine, eu am shipping mai bun pe Mineplex și de aia mă și joc pe Mineplex, dar oricum e mai interesant pentru că are niște kituri foarte interesante. E un pic diferit, desigur, dar este interesant. Bun, și nu folosesc resources pe gases pentru că mă încurcă un pic și că atunci când vreau să mă joc ceva de genul ăsta care, în care trebuie să fii concentrat, să te mici repede și chestii din astea, nu vreau să mă distragă vreun resource pack sau chestii de astea, vreau să mă mici repede. Că este și scopul, nu? Să ne mișcăm cât mai repede. Încă un de ăsta. Bune. Astea sunt bune. Cu astea găsim player mai încolo. O să vedeți voi. Ia pantaloni ăștia. Și ține acolo în inventar. Da. Să sperăm că strângem peste 300 de like-uri la clipul ăsta, v-am zis. Nu știu dacă am zis exact numărul. Cred că nu vi l-am zis, dar nu contează. Vă zic acum. Pentru că m-ar face foarte fericit. Chiar îmi place jocul și m-aș bucura să mai pot posta și să vă și uitați. Bucată! Nu faci timp, Zeus YouTube, nu ai voie, ești în solo, măi, omule. În solo nu ai voie să faci timp, te rog frumos, Zeus YouTube, nu mai face timp. Iron Axe cu efficiency, dude, nu avem nevoie de Iron Axe-ul tău, noi avem o sabie de piatră. Cu sabia asta de piatră noi vom face ravagi, noi fiind acest viking șmecher. Bun, vezi, mi-am luat și o capă șmecheră. Adică, mă rog, eu am capa asta de Optifine de mult timp, dar acum am pus-o pe asta și... Oh, da! Things are about to get cocky. Deja devin din ce în ce mai șmecher. Wow, câte iteme am. Dacă aș găsi un... uite, crafting table. Pot să fac pâine. Asta înseamnă că pot să mănânc. Da, n-am mai jucat de atâta timp survival games, dar am jucat PvP. Nu, de ce să mint să zic că nu m-am mai luptat un pic. M-am jucat atunci când am filmat Bed Wars-ul acela. Am văzut că a plăcut destul de mult, ce pot să zic. Dar nu mai poți găsi cu ăsta, cu acest... player tracker, din câte mi-am amintesc. Da, nu mi-am pus găsi cu player tracker-ul supply drop-ul ăla care vine. Aoleu, e departe rău. Dar dacă luăm supply drop-ul ăsta pe care l-am văzut acolo în chat, acest supply drop, noi vom fi niște învingători. Vă spun eu de ce. Pentru că acest supply drop dă niște iteme legendare. No, nu scapi. No, you don't escape. No, nici tu. Hop, nimeni nu-mi scapă, mie de fapt. Cred că supply drop-ul așa e ajuns, dar trebuie să mă bag cu tipiște. Hai mă, Jerry! Jerry, don't run, Jerry! Whoa! Ce snipe!
Wow, nu știu cum l-am dat pe ăla, nu mă întrebați, n-am nici cel mai mic habar. Da, mă rog, l-am dat. Asta contează că l-am dat. Și l-am dat chiar bine. Bun, aruncăm ăsta, aruncăm ăsta, aruncăm. Avem două diamante, avem două diamante, avem două diamante. Avem băț? Avem băț? N-avem băț, n-avem băț, n-avem băț. Are, avea bețe Jerry? Nici Jerry n-avea bețe, boy. Ce facem? Ce facem? Nici el n-avea bețe. Holy smokes, n-am bețe. Incredibil. Barca, 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 putem folosi barca, putem folosi barca. Unde e barca? Unde e barca? În care grămăjoară e barca? Aici, nu? Da. Aruncă, 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 aruncă. Cred că putem folosi barca. Nu, sunt sigur. Încercăm, încercăm, încercăm. Trebuie să mergem. Ne trebuie neapărat bețe. Wow, putem să facem sabie de diamant și nu a venit border-ul. Nu mai am cum să mai îmi fac sabie de diamant. Frate, serios, n-au bețe oamenii ăștia pe server. Pe MCSG găseai bețe gârlă, n-aveai ce să faci cu atâtea bețe. Dar pe serverul ăsta nu pot găsi un băț, deci unul nu găsesc, pentru a-mi face și o sabie de diamant. Deci, da, sunt destul de șmecher, vedeți și voi. Mă bat bine, dar n-am bețe. Aveam victoria asigurată, sabie de diamant egal victorie de obicei. Pentru că e destul de greu să te bată cineva, oricât de bun o fi. De fapt, sunt puterile alea, oh, uite-le, uite-le. Nu știu de ce a fost acolo, lag sau, mă rog. Aveai bețe? Da, hai că aveai și tu, n-aveai nimica. Da, două diamante în continuare, dar bețe, zero. Nu știu cum să fac rost de bețe. Oare pot să... Oh my goodness, dă-mi bețe, te rog. Deathmatch, hai să înceapă deathmatch-ul. Vom fi nevoit să folosim sabia de... Sabia de piatră, pentru că nu găsim bețe. Aici și voi. Da, mă pot duce la spawn, dar degeaba. Deprisos, de fapt. Nu voi găsi bețe, am nevoie de bețe, pentru că degeaba am, am diamantele din inventar, dacă eu nu am bețe. Tânjesc după bețe, plus că nici nu văd vreun crafting table pe aici pe la spawn, ceea ce este destul de ciudat, pentru că ar trebui să fie. Dar am arrows, ceea ce e bine, pentru că îmi pot trage în inamici. Da, și mai sunt contra 2, ceea ce înseamnă că pot câștiga. Este al treilea meci pe care încerc să-l joc, adică am încercat să filmez de două ori și am zis că a murit prea repede, adică a murit chiar la început. Și n-avea cum să postez așa ceva. Și am zis să filmez. Și a doua, a treia încercare, iese destul de bine. Bețe. Ia asta, are mai mult damage, mai bună. Ok. N-avea bețe tipul, dar măcar am ăsta, you know, dă mai mult damage decât ăla al meu. Bun, hai să vedem. Cu cine ne confruntăm astăzi? Ne confruntăm cu Nabo Gamer și... Și unul e acolo, dar nu-l văd. L-a aruncat cu toporul, what the fuck. Oh! Ce avea tipul ăsta? Sunt curios ce are pe... Ce incenturi are? Wow! Deci tipul ăsta e bun. A jucat bine. GG, man, GG. Mi-a plăcut de tine. Ai fost un adversar bun, mai bun decât pe măsură, ca să zic așa. Da, sper că să vă uite că v-a plăcut acest episod, v-am spus, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Poate vom readuce seria de Minecraft Survival Games, poate în România, pentru că știți că nu prea filmează nimeni Survival Games în România, ceea ce este destul de nașpa, dar mie încă îmi place, deci dacă vă place vouă să urmăriți episoadele mele de Survival Games, v-am spus, lăsați un like și eu voi posta cât mai des posibil, adică voi face... Da. Ați înțeles voi. Eu am fost aici, noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa.